m-am încercat la urmă. Spuneam că în management financiar, când vorbesc de previziuni, cifrele sunt relative. De ce? Pentru că ceea ce fac eu în previziuni financiare se bazează pe niște ipoteze. Ipoteze care sunt la fel de bune cât sunt eu de bun în a previziona. Și știu că, fiind om, da? Nu sunt extraordinar de bun în a previziona. N-am un loc de cristal în care să văd cifrele individuale. Prin urmare, pun niște cifre relative, calculatorul la reamestecă și îmi dă un rezultat. Ce fel de rezultat? Cu decimale, nu știu eu. Cu multe decimale. Nu trebuie să mă bazez că acela este rezultatul corect, exact. 103,79. Mai mult de atât, în management financiar nu are sens să merg, e ridicol, să merg cu foarte multe decimale. Cifrele sunt relativ. Mai ceva relativ în business în general. Noțiunile și definițiile. Nu există un sistem unic. Ca în fizică. Mediul este mediul. Secunda este secundă. Definițiile pot diferi. Între diverse cursuri, între diverse cursuri, și ideea generală este aceeași. Prin urmare, dacă mai uitați în alte cărți, să nu fiți surprinși de faptul că veți găsi un același termen definit în modul diferit. Hai să prezentăm, să trecem rapid prin cele 8 pachete ale acestui curs, după care vom reveni în câteva dintre ele și le vom prezenta mai departe. Primul capitol este o introducere în managementul financiar, urmat de două capitole care țin de profitabilitate, adică de maximizarea veniturilor și de managementul cheltuielilor, capitolul 4 sau pachetul 4, decizii de preț. Capitolele 5 și 6 sunt capitole de management intern. Gestiune de numerar, încasare de plată, stocuri și consum. Ultimele două capitole sunt și cele mai importante din punctul meu de vedere. Mai ales cel de proiecții financiare. Nu numai că sunt cele mai importante, dar sunt și cele care vă solicită cel mai mult efort, activitate. Lucrurile nu sunt complicate, însă trebuie să vă exploatați cu creierul și cu creierul. Aveți nevoie de ceva important. O să vă folosească în afaceri cum am putea face. O să vă folosească în afaceri planul pentru activitatea proprie, nu neapărat o afacere, ci o activitate personală. Spuneam că vreau să avem o discuție. Haideți să pregătim așa. Avem o pensiune, am investit toți banii pe care aveam în acea pensiune. În primele zile de activitate, o agenție mare, în care avem încredere, vine și ne face următoarea oferă. Ne garantează grad de ocupare aproape 100%, însă ne plătește serviciile abia după 6 luni. Ce decide? Cum îl plătește? Accept. Bine, accept. Bun. E cineva, nu știu dacă am spus, aș vrea să ne tutuim. E mai simplu să spunem așa. Zim tu. Deci tu v-ai zis că ce-am zis? Am investit toate resursele, nu mai avem alte resurse. Dacă nu avem alte resurse... Haideți să discutăm. Răspunsul este depinde. Depinde. Eu foarte mult când mă uit la viitor, răspunsul ăsta este depinde. Depinde. Acum, dacă am bani. Da. Pot să mă gândesc. Dacă nu am bani, întrebarea că nu și-are sensul. Mor. Până în această lucru. Cum mor? Ce mă moare? Ce mă duce în ce? Lipsa de numerar. Asta mă face să nu-mi pot continua activitatea. Nici punctul. Da? Nu și-a plătit furnizorii, furnizorii mi-au mai dat bani. N-am mai avut marfă, n-am mai avut activitate. N-am mai avut activitate, m-am avut ușă. Bun. Deci. La micro m-a fost făcut special pentru a... Nu cred. Ar fi o prostie cu nebunie. Deci. Pierdere de imagine pentru inițiator, nu văd un motiv. Și eu cred că a fost fraudă. Cred că a fost doar prostie. Ok. Revenind la ce avem aici, am discutat. Avem două variante. Dacă avem bani, putem să acceptăm, putem să nu acceptăm. Dacă nu avem bani, nu acceptăm. Spunea cineva de costuri. Să avem niște costuri. Ce costuri avem? Astea 6 luni.
Spune că în fiecare lună fac cu el. Da. Ce cu fără? Utilități. Rate la bunci. Rate la bunci. Chirii. Ce? Ce altceva? Ce trebuie să mai plătim? Ce trebuie să mai... Bine. Ce trebuie să mai plătim? Ce... 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 Ce bani trebuie să mai scoatem din buzunar? Salariați. Da. Altceva. Consumabile. Consumabile. Impozit pe taxe locale, impozit pe taxe locale, impozit pe profit. Da? Deci nu numai că trebuie să-mi plătesc eu furnizorul, dar trebuie să mai plătesc și statul. Pe niște mai plătești și la locale. Acestea sunt chestii de multe ori care se uită. Se majorează. Se majorează, dar nu plătesc pe bine. Da. Deci astea sunt chestii care de multe ori se uită. Faptul că dincolo de furnizor și așa mai departe, trebuie să plătesc și TVA-ul pe factori de remise. Trebuie să plătesc și un impozit pe profit pe acel remis. Prin urmare, dacă am posibilitatea, pot să o fac, dacă mă pot finanța de undeva. Da? De ce aș face? Că am grad de ocupare mare. Da. Exact. Profitabilitatea. Convenție. Și când factura să nu o dai, dar dai factura de spune. Nu știu dacă e legal. Nu știu dacă e legal. Cred că serviciile se facturează. Aici nu e cazul, nu e mai avansat. Aici nu e cazul, nu e mai avansat. Aici nu e cazul, nu e mai avansat. Nu, ca să scape de TVA, asta așa, de TVA știi legal. Dar serviciile nu trebuie, fac eu licență legală, să fie facturată. Da, da. Deci la finalul lunii trebuie să facturezi, așa. Există un termen, nu mai știu exact, există un termen de facturare și nu mai știu exact unde așa. Și oricum trebuie să există un contract la bază, că nu te-a pus și ca să-ți respectivul și... Nu, îi fac un contract, îi fac niște bordelauri, deci pot să am niște chestii semnate, nu numai astea de contract. Dar nu este legal, nu cred. Deci în trebuie să trebuie să trebuie să factureze, deci nu... E așa ce trebuie, că nu-i facturat la... Pentru că unde cineva și te găsește, vine control și te găsește cu toată de ocupare. Și ce faci atunci? Cum justifici? Iar îți contractul și spune, pe bună, la pleacă, îți dă bani și poate că e factura și nu te scrie că scrie în contract, dar poate că nu mai vrei să faci și atunci. Deci nu este, nu este legal. Ce s-a întâmplat în cazul în care nu am un capacitație? Nu să ai grad de ocupare 100%. Dar nici cu agenția, dar... Profitul nu este... Nu, să spunem că agenția garantează faptul că mă ocupă spre 100%. Deci n-am problemă. Am spus că am un credere, dar nu mă ocupă. Și dacă îți acoperi oamenii care face agenția, nu este o asigură. Agenția este sigur. Este sigur, sigur, de ocupare. Și mai ales la început e dificil. Până de mașină, promovare... Ok, deci răspunsul este depinde. Trebuie să văd care este situația mea de fapt. Am vorbit să mă finanțez, dacă am vorbit să mă finanțez, pot să iau un cap. N-am vorbit să mă finanțez, n-am ce face. Trebuie să merg pe cont propriu. De ce? Pentru că încasez banii în retail. Încasez la momentul prestării serviciului. Masa imediat, cazarea la finalul sejurului sau în funcție de modul în care încasez, pot să încasez și la început. Sunt două chestiuni pe care vreau să le introduc în această prezentare. Ele sunt în curs, tot ce vedeți aici este de fapt în curs, însă sunt două chestiuni pe care vreau să le subliniez. Prima este asta, valoarea în timp a banilor. Haideți să facem un exercițiu. Dacă cineva de la Banca Națională vine și vă oferă 100 de lei astăzi sau 100 de lei peste un an, ce preferați? Astăzi. Astăzi. 100 de lei astăzi, 120 de lei peste un an. Depinde. Deja am încercat de bine. Sunt valori diferite, normal să spun depinde. Depinde de evoluția din faptul de inflație. Suntem cei mai rezonabili dintre toți. În general depinde ăsta, apoi mă iau la 200. Bine, acum depinde 30 de lei. Dar este evident că undeva, undeva 100, 100 și 500. Mai depinde? Nu, clar. Nu, aici te orientezi spre extrem, și atunci te orientezi spre... Deci undeva, am spus 100 la 100 este clar, nu depinde niciun fel, prețul ca astăzi, clar. 100 cu 500, nu mai depinde, preț 500 peste 1. Dar dacă ar fi 100 de euro, atunci paritatea de euro devine mai stabil decât de euro. Dar nu e adevărat, așa nu vorbim pe 20. Mai ales acolo, 20% de mâine mai scos pe euro. Nu tot proiect, dar la un moment dat e vorba de euro, mă ajută de digital, dacă mai ai deja la euro. Deci, nu, chiar dacă o să preferați mai repede la
Poți să faci singur situația în care peste un an o să ai acea sută. O, ești omor undeva. O dezvolt peste un an și ai. Deci e aceeași situație. Acum, prin urmare, 100 de lei din viitor nu are, chiar dacă vrea scrie 100 de lei. Sau 100 de euro, sau 100 de euro ce? De fapt, cel veție n-are importanță. 100 de grame de aur. Pentru 100 de grame de aur, ca să nu spunem, să vorbim de inflație și așa mai departe. 100 de grame de aur peste un an sau 100 de grame de aur astăzi, o să vreau 100 de grame astăzi, întotdeauna. Da? Prin urmare, valoarea viitoare, revenind la lei, 100 de lei viitoare, nu are valoare pentru mine astăzi de 100 de lei, dar mai mică. De-aia nu prefer acea chestiune, ci prefer valoarea de lei. Corect? Da. Undeva există un echilibru, la 120 de lei. Da? Prin urmare, am o rată de actualizare viitoare de 20%. Hai să facem un calcul. Vrea cineva să iasă la tablă? Nu. Nu e bine pus întrebarea. Ok. Vrea cineva pentru un punct suplimentar la primul test să iasă la tablă? Ce vrea să iasă la tablă? Ideea următoare. Am zis 20%, nu 1%. Depinde ce vreți să calculați. Nu am zis 1%. Ai zis un punct. Un punct. Vreți să calculați ce scrie acolo cu dobândă compusă? Ce scrie din formulele alea? Da, vreau să fac un exemplu. Bine, obiectiv smart. Vrei și punctul? Stai, te-o spun. Vrei și punctul? Nu. Vreau să fie creditate de două pământ. Mai uscate? Bun. Hai să zicem așa. Depunem la bancă 100 de lei. La o dobândă de 10%. Lucrurile sunt simple, dar le scriem. Cât o să avem după una? În bancă. Nu, fără impozit, fără condiționare, ca să lucrăm să vedem. Gracias.
Eu o să nu mulțumesc. Valoarea peste un număr de ani, N, este valoarea inițială la 100, înmulțit cu N plus, haideți să numim acea dobândă, rată de actualizare, R. R la putere N. Da? Acum sper să nu vă mulțumesc, dar cred că asta e cea mai complicată formulă pe care vreau să găsim în da? Bine, ia și sora ei. Valoarea actualizată este valoarea viitoare, supra 1 plus R la putere. Bun. La ce folosește toată chestia asta? Îmi folosește să calculez valoarea unui proiect de investiții. Și hai să facem. Hai să spunem că facem o pensiune împreună. Cât de mult? Cât trebuie să investim? 200 de milioane. 200? Ok, nu mergi mai micuță, da? 200 de milioane. Până am zero, am început, da? Am făcut-o, i-am dat drumul. Ce dividende o să luăm în prima? Încă posibil să fie un pierdere, posibil să fie la zero. De minus. Zero. E ok, da? Zero a fi bun. Zero a fi bun. Bun, da? Stau la primit. Da, bun. Este bun prima. Da, zero. După anul 2, în anul 2, ce rezultate are? Sperăm pozitiv. Puțin pe zero. Da, puțin. Cât de puțin pe zero? Zi mai în colegă. Nu știu, numai e colega care a fost la anul trecut. Care era în al treilea an și a zis că primul an a fost dezastru, al doilea an și al treilea an n-a fost mai bine. Deci dacă fie 0 primul an, trebuie să fie egal cu ceea ce realizezi. Adică 200 de mii de euro, da? La final nu, investiția este 200. Da? Eu întreb, okay, eu ca persoană, ce am fost? Am venit de acasă cu 200 de mii, am pus în firmă, am făcut această dividendă, am ridicat plătirea. La finalul primului an, iau dividende sau nu? Asta e întrebarea. Nu, nu, zero, da? La finalul anului 2, fix aici, iau niște dividende, cam cât? Cât are? 10%. Dar nu cred. 10% e mult. Ok, 10 e mult. N-are importanță. La final sunt niște exemple, pur și simplu, niște cifre. La finalul anului 3, cât iau? 15-20. 15-20. Să spunem că în anul 4 am nevoie să fac o mărire de capacitate, cumva, să fac o contrare ceva, să investesc, da? Și să spunem că aș genera profituri, dividende de 30.000, dar trebuie să apuc un cost, o investiție de 50.000. Normal aș fi la minus 20, da? Deci trebuie să investesc 20.000. Ce e important? Semn. Banii care ies din buzunar, poate să negativ, banii care intră în buzunar, nu v-aș simplu, au semn pozitiv. Prin urmare, și această primă investiție trebuie să aibă minus. Bun. Hai să reprezentăm gradul, ca să ne fie mai ușor să înțelegem aceste lucruri. Punem oasa timpului, anul 0, 1, 2, 3, 4, și reprezentăm investiția de 200 ca o săgetuță în jos, minus 200. Rezultatul în anul 1 este 0, punem aici. Rezultatul în anul 2, 10, săgeată în sus. În anul 3, 20, o săgeată în sus. În anul 4, minus 20, deci o săgeată în jos. Bun. Putem să adunăm aceste valori? E o întrebare simplă. Puteți să adunăm matematic, puteți să adunăm. Da. Financiar n-are sens. Dar de ce? Am adunat de recupere. Am adunat 100 de acum, 100 de peste un an. Tocmai am aflat că n-are sens. Ce trebuie să facem? Trebuie să le aducem, să le exprimăm, în aduce mai ce de valoare. Cum facem asta? Formula de ce? Actualizăm valoarea viitoare, folosim această formulă. Da? Ce înseamnă? O valoare viitoare care actualizată, adus astăzi, va avea o valoare mai mică. Deci 100
100 de lei viitor, 500 de lei viitor, vor valora astăzi pentru mine mai puțin de 500, nu? Da. Bun. În condițiile astea, un întrebări simple, dacă am răspunsuri. 200 de mii de euro astăzi, ce valoare au astăzi? 200 de mii, da? Da. Deci minus 200. 0 euro peste un an, ce valoare au astăzi? 0... Da. 10.000 de euro de peste 2 ani, ce valoare au astăzi? Evident, ține de rata de actualizare. Dați-mi o idee, cam pe dată. 10.000 peste câte ani? De peste 2 ani, cât valorează azi? 8.000, da? Nu 12.000. Da. Nu poate să valoreze. Da. Deci, am zis 8 aici, da? 20.000 de peste 3 ani, cât valorează? 16.000. 16.000. Dar aici o să dau destul mai mult. N-ar cum să fie 16, trebuie să fie mai puțin de 16. 14.000. E deja într-un an. 15.000. Minus 20 de peste 4 ani, cât valorează azi? Minus 26. Minus 26, v-am spus. O posibilitate. Alte idei? Thank you.
Ce știi de acolo? 50 cu 30 pe la. 63. 63. Ce înseamnă? Acest proiect pentru mine, astăzi, vă văd 63.000 de euro. Dacă vine cineva și îmi spune că îți cumpăr întregul proiect, cu echipă, cu tot, cu tot, da? Cu 70.000, ar trebui să-l vând. 70.000 de euro e o valoare mai mare decât cea pe care am asociat-o eu proiectului. Ceea de 63. Dacă vine și mi-o fără 50.000, nu ar trebui să-l vând. Valoarea pentru mine este mai mare. Dacă valoarea actualizată net a unui proiect este pozitivă, atunci are sens să fac acea investiție. Dacă valoarea este negativă, n-are sens, pierd bani. Da? Hai să vorbim puțin despre costuri. Avem niște costuri în funcție de proveniență. Ce tip de costuri sunt acelea? Costuri de personal, costuri cu mai multe prime, alt tip de costuri, prime de amortizări, impozite, de chirii, costuri administrative. Mai important însă este diferențierea costurilor în costuri fixe și variabile. Este o definiție sau sunt două definiții simple, însă vreau să fiți atenți. Costurile fixe, din punct de vedere financiar, sunt cele care nu variază odată cu vânzării. Costurile variabile, din punct de vedere financiar, sunt cele care se modifică odată cu vânzării. Acum. Hai să spunem că am făcut această pensiune cu credit. Credit de la bancă, credit în euro, cu rată variabilă, cu dobândă variabilă. Contabilitatea noastră este în lei. Prin urmare, dobânda pe care o plătim, costul acestei finanțări, este în lei, variază de la lună la lună. Ce fel de cost este? Fix sau variabil? E fix la lună, plătim variabil la sub. Variabil la în limbaj comun, este un cost variabil. Da? În limbaj financiar, nu e cost variabil. Este un cost fix. Este cambia, dar cost variabil, doar că la dobândă. Da, din nou. Nu este cadrat în definiția financiară a costului variabil. Cel care variază cu vânzările. Da? Din punctul ăsta de vedere, deși se modifică, da, e foarte mai ușor, nu mai ușor, mai dificil de înțeles. Însă, asta este... Dar și salariile, dar și salariile sunt teoretic fixe, nu sunt la fel. Asta înseamnă că salariile, pentru aici ce scrie acolo. Cum e cu salariile? Salariile tot variam. Pentru că de ce se stabilește la nivel național? Salariile sunt fixe sau variabile? Fixe. Pentru că le plătești în fiecare lună, indiferent de cât scrie aici. Am adăugat. Da, da. Și salariile sunt costuri fixe. Cum? Nu pot să închide asta. Teoretic sunt fixe. Teoretic. Îmi mai dai un bonus? Altă sau neasă, poate să fie gri, poate să fie și. Dar costurile salariale sunt parțial fixe, parțial variate. Haideți să ne gândim ce avem în profesiune. Avem niște angajați, așa, permanenți. Indiferent că funcționează sau nu, pensiunea respectivă. Contabilul și partea. Da? Când funcționează pensiunea, avem și recepționă și așa mai departe. Pe care îi plătim indiferent. Avem clienți 10 nopți în miliarde pe lună sau 100 de nopți în miliarde pe lună. Da? Astea sunt costuri fixe. În același timp, pot avea costuri variabile.
creditarea la salariu. Cum? Dacă sunt la mare, la versiune la mare, nu o să țin personal în timpul întregului an, la nivel de din mai și de lunile iulie-august. În acea perioadă, în acea perioadă de 1 mai, ce o să fac? O să le solicit angajații de locuri suplimentare. Da? Iar în vârf de sezon o să angajez personal suplimentar. Prin urmare, mai crescut vânzarea, cresc și numărul de personal. De asta, parțial, costul este fix și pot să calculez. Asta este costul salarial fix, asta este costul salarial variabil. Da, dar se poate să fi de la început ce salarii vor avea unul de sezon. O să fac ce așa. De aceea nu este neapărat de vânzare, lui nu crește salarii funcție de vânzare. Crește salariul în funcție de numărul de ore care îi solicită. Dar se știe de la început, că poate să le la început, în ianuarie, când era un da. Bun. Ce alte costuri care au aici? Utilități. Hai să simplificăm. Utilitățile, ca să variabile, deja mai le-am răspuns la următoarea întrebare. Hai să simplificăm. Electricitatea. Așa, utilități, te gândim la apă, gândim la gaz, te gândim. Electricitatea. Este fixă variabilă, nu este variabilă. Ca și cheltuiala. Clientul automat. Crește și consumul. Pot să folosesc acel numai așa rațional de la salarii, să spun că partea e fixă, partea e variabilă? Da. Da. Nu te gândesc la scenariul de astea, apropo, aici. Care se termină. Consumul variabilă. Corect. Fix este. Ce fix? Abonament, da. Ce mai este în profesiune? Ce consum de electricitate? Iluminatul de electricitate. Zero, da? Centrala telefonică. Spațiile, da, ce poate, spațiile comune, cele de jos. Abonament la TV. Pot să doar de electricitate. Nu mă trebuie de abonament. De ce factură, da, nu e fost pe electricitate. Ce mai e? Recepția. Firma de bară. Da? Firma de masă. Bun. Care sunt costurile variabile? Cele care țin de cameră. Electrică de folosită de televizor, de aer condiționat, de iluminat, de nu știu ce, în cameră. Da? Bun. Niște costuri fixe? Puteți dă un exemplu? Da, da. Păcate la urmă, tot mai am discutat. Ochilie. Siguranță. Poate fi și faza. Faza este a intrat la salariu. Am zis. E o faza de cușire, da? Nu, e obligatoriu care a rămas să-l urmă. Să-i contract cu firma de asigură. Ok. Bun. În cazul ăsta, și acest contract de servicii subcontractate, faza, este un cost fix. Ce costă de asemenea? Comodizarea, scrie, nu știu, mi-am scris. Nu,
Nu au obligație de a pune ingrediente și frumoși? Da. Să pare și topografie. Poți să pun fotografie, poți să fac multe. Dacă vând o astea bere și nu știu ce prea amalate, nu am mai multe. Am făcut la gătit, am făcut la gătit, nu fui ingredientele acolo. Da, da, pui de mare. Nu am văzut cum ne-ați fost atenție.
Doar cum o vanilă. Deci trebuie să facem așa fel încât personalul de servire să ofere, în primul rând, produsele profitabile pentru noi. Cum? Cu comisiuni, cu niște targeturi. Să facem așa fel încât să fie cointeresați să vândă acele lucruri. Acum, revenim la meniul în sine. Dacă ați făcut publicitate în presa scrisă, în ziare și reviste, știți în paginile de interior care este pagina cea mai scumpă sau care e locația cea mai scumpă din interior? Este dreapta paginii de interior, dreapta sus. Deci nu după aceea. Exact, cum se duce privirea. Da? Prin urmare, ce vrem să facem în meniu? Vreau să punem în meniu pe paginile din dreapta, sus, primele două, trei produse, produsele cele mai profitabile. Da? Cu siguranță, un vreau să fiu profesionist în avocare, nu le-am zis. Da, dacă ai o listă mai lungă, nu poți să fii, nu să fie... Le pui pe tine ceva. Mă stau care e considerat. O să-i fac și altceva, o să pun pe stânga fotografii. Sau să las foarea lui. Să pot să spun la partea din dreapta, dar din nou, să duc sus ce mă interesează pe mine. Evident, micul dejun, mic dejun, aperitivele sunt aperitive, băuturile sunt băuturi, nu le-am zis. Dar le organizez în așa fel încât să pun sus ce este proprietarul. Cum stabilim prețul? Am făcut o pensiune, asta cu 200.000, ți-am dat drumul. Cum stabilim prețul pe cameră, la cazare? Depinde. Hai să definim. Depinde. Hai să gustăm de pinte asta. Da?
Deci una, nu ieșim în prismă și ne uităm în jur, avem 20 de pensiune, aia sunt concurenții noștri. Pot să fie. Pentru cei care s-au urcat pur și simplu mașină, au ajuns acolo, da? Și se duc, eventual, dacă se duce care se alege și ceva, nu poartă în poartă. Da? Sau, la fel, cei care sunt alezați în gara. Da? Din nou, cine sunt competitorii noștri? Pe aia care sunt acolo, prin gara și fac ofertă. Da? Altfel, trebuie de fiecare dată să mă pun în mintea clientului. La munte. Nu, la munte. Vreau să duc la munte. Este toamnă, e septembrie, nu vreau să duc la munte. Vreau să duc la munte, acum mai spun. Nu vrea să se ducă la munte ca să schieze pe septembrie, vrea să se ducă să se relaxeze, să se mai acolo. Ce mai vrea cine? Cine e clientul din munte? De unde este? București. Bun, București. Ce gândește? Nu vreau să o duc mai mult de 3 ore. Prin urmare, la munții Apuseni, nu sunt la munții. Mulți apuseni sunt afară din zona asta. Cu cine vă rămân? Cu cine e direct în competiție? La... Valea Bracului. Rucă Vrana. Din nou. Da? Valea Dostane. Aia cu cheia. Da? Din nou, mă pot duce acolo. Ca și prin urmare, trebuie să mă uit la cei care oferă servicii similare. Și care se află la distanță de 3 ore și care se oferă mașina de București și facem așa o rază. Exact. 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 Așa îmi definesc. În condițiile astea în care clientul meu ia decizia de la București, face rezervarea, să spunem online, așa îmi definesc eu piața, așa îmi definesc concurența. Haideți să spunem că a definit concurența, concurența are 100 de mii de pensiuni, toate la 50 de lei camera. Ce fac? Ce decizie iau? Intru și eu la 50 de lei camera? Vedem ce oferă. Am văzut. Oferă. Toți am oferă casare, minte jun. Pe 3 lei, eu ce? Devin la 100 de mii a urma pensiunea la 50 de lei. De diferență prin ceva. Le mai dau ceva. Le mai dau sau le mai luau ceva? Să pară că le dau, dar de fapt nu au. De nu. Thank you.
3 de lei. Cost variabil de cameră de 20. Am calculat și astea sunt valori, da? Deci variabilul cum îl fac? O să stea cu lumina aprinsă la 3 ore pe noapte, o să folosesc televizorul 5, aerul condiționat tot. Bine. Am niște frigidere, o să funcționeze continuu, o să-mi folosească eu cu apă caldă, o să fac un minim. Mai ales dacă am o experiență. Am văzut cum consumă și pot să generez aceste costuri variabile. La fel, mă costă săpun pe care îi pun în cameră un leu, mă costă lejeria spălată 3 lei, nu știu. Am făcut un cap. Da? Să spunem că asta. Costul după care e... Ok. Bun. Să spunem, costul este de 50, prețul de recepție de 70. Și suntem în următoarea situație, în extra sezon, avem câțiva clienți rătăciți și mai vine unul. Știm că în ziua este primul rost care e în timp, e finalul zilei, clientul care spune, nu prea mai, fă-mi o ofertă cât se poate de jos, ca să stau la tine. Cât de jos este oferta minimă, din punct de vedere financiar, pe care putem face? Nu spadă să pune, să vă spune. Spune, la mine pe care sunt 50, după costul și 70. Nu, 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 deci 50. 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 Deci 30, nu? 30. Nu. Poate să vă asume la bază. Inițial. Nu. Deci, 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 deci. O secundă. Hai să vedem, să regândim dacă nu-l acceptăm. Da? Ce costul are? 30. Costul are 30 de lei, aștept să le avem. Da. Ce cost ne aduce suplimentar el prin faptul că intră pe ușă? Variabil. Variabil. Ăsta e nu 20. Nu, 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 mai puțin de 30. M-aș fi orientat spre cel fix, dar nu știu de ce. Probabil că îți oferă stabilitate și atunci trebuie să... Pentru că e mai mare ce ți-a acolo. Și de multe ori se pare prea mult să scazi sub... Deci în aceea poți să-i ofer la prețul minim de 20. Ca marketing poți să-i ofer și la 15. Ca idee de strategie poți să-i ofer, nu știu, și la 65, cum ajuns de 65. De ce? Pentru că dacă vreau la 20, vrei să-mi pierd imaginea. Din aceea... Dacă fac o reducere de preț, atenție, dacă fac o reducere de preț, trebuie să o comun, de asta am făcut prețul de 70. Camera asta este 70, dar pentru că este o super ofertă specială, da, ai venit târziu, însă n-ai bani de ce, o dau la 20. Dar valoarea este 70. Că nu vreau să-l câștig de client la 20. Da. Tot bine să... Da? Să conștientizeze că a fost oferă. Ce mai trebuie? Evident, deci varianta mult prea mare. Și de jumătate, să dăm serios. Dar aici se poate apune. Regulă de voie, toate din astea care au 20 de lei pe care se poate apune. Pe litoral nu o să vedeți. Cine a venit? Eu mă spus din total pe ei. Și cel care s-a cazat cu 70, se mare... Hai să facem așa. Sunt de pe litoral. Se gândește oare cum știi că s-a venit unul? Dar dacă și-a venit să-i dea celui la 20 și 70. Avem tensiune pericolară. Dar cu încălzire, ca să funcționeze, să poată funcționa bolșul. În noiembrie, ne sună o firmă. Vreau să fac un glob, să
în timpul săptămânii. Știu sigur că nu o să am pe nimeni acela. Nimeni o să nu mai spune, nimeni o să mă dau și în noiembrie, costinești în noiembrie ce mai mai. Da? Ăștia vor să vină. Dar vreau costul jos. Cât se poate de jos? Cât de jos o produce? Pot să fac acolo ăsta cu 20. Costul este oricum în suport. N-am ce face. Atunci se înțelege pentru că este un grup mare. Și atunci poți să-i justifice pe la și să-i da, dar fost un grup mare, am făcut o ofertă, reduce. Mai în ideea de a justifica această decizie. Eu vorbesc cu un pur financiar. Pur financiar, care sens? Și în condițiile astea pot să, mai ales dacă obțin la 25-30, deci peste costul variabil, îmi recuperez ceva din costurile fixe. Decât să țin pensiunea fără niciun client, prefer să-mi acopăr costul variabil, să fără să acopăr, și o parte din costurile fixe. Și în felul acesta încercăm să înțelegem și pe lucrurile care au fost. Și ne întrebăm de multe, Dumnezeu mai ales, nu știu câtă lume, cine e pentru... Ce oferă ei pentru oferă ei? Posibil că au și taxe mai mici, sau au salarii mai mici. Da, au și salarii mai mici. Au și pretenții mai mici decât noi, Bulgarii. Da, și... Da, oamenii se duc să spun și... Era în oferă, condiții. Servicii, acum deja e... Hai să mă. Dacă eu ofer camera cu 20 de ron, cu costul variabil, păi banii aia folosesc ca să acopăr costul variabil. Da, și doar de dar de ce? Deci eu pot să este costul, prețul minim pe care îl pot da. Minimum. Da, de la 20, sub 20 are sens. Da. Da? 20 e echilibru. 20 e echilibru. Da, la 20. La 20, la 20 nici nu câștig, nici nu pierd față de situația în care nu mai e trapă. Efortul meu este cuantificat în costul variabil. Eu vorbesc la telefon sau în costul fix în funcție de cine sunt eu. Ce sunt? Sunt... Dar eu sunt cumva salariat aici. Iau un salariu, fiind de recepționă, da? Deci sunt undeva prin să pot. Încerc să fac. Nu mai sunt. Am înțeles. Deci, la 20 în față. Are sens, nu? Și are sens mai ales în condițiile care spun că vine la noiembrie, cu grupul mare. Și în condițiile care sunt și localul deschis oricum. Și la locul ăla este deschis. Și o să recomandare. Am dat, o să vină iar. Bine, dar trebuie să-i spui o mă gândesc că doar dacă mai vede asta. Dar la munte nu cred că se întâmplă așa ceva. Toată lumea are același preț. La munte, în general. La mare, când vin domnii din București, fai, negociază cu tine jumătate de ori, dacă se poate. Dar la munte, ca toți proprietari, eu preț fix. Din anul ăsta de mult la munte, nu mai știu care sunt prețurile. Dar în câțiva ani, 80 de lei, minunare. Și nimeni nu lăsa sub 80. Ce se mai poate întâmpla?
la produsele ușor de identificat, sticlă, de exemplu, am cumpărat 100 de sticle, am văzut 100 de sticle, pot să fac inventar. La mâncare mai greu. Cumpăr ceva carne, ceva legume și așa mai departe, știu că are și un număr de porții. Însă nu știu câte dintre aceste porții efectiv s-au acumulat. Pentru că toată seamănă. Da? Mai trebuie să mai dau la tăcere, să mai reduce cantitatea. Mai fac, da? Nu este acoperitatea aceea. La fel, la nouă sunt cazare. Dacă eu sunt proprietarul unei pensiuni, să nu mă ocup de el de administrare, este posibil ca recepționerul să cazeze cu cineva, să încaseze banii și să mă până în casă. Se poate, da? Ce trebuie să fac? Trebuie să găsesc niște sisteme prin care să urmăresc aceste lucruri. Sisteme de control. Mai mult decât o evidență. O evidență cu și șapte. O cameră video. Camera video nu rezolvă să o facă cum rezolvă. Sistem cu imediat. Am... Pot să-i dau posibilitatea recepționerului să facă discount, să spun, dacă vine după ora 7, da. Ori îl face sau nu face discountul, ține de el. Eu n-am cum să aflu, dacă nu s-a dat discountul. Dar este ca banii pe care îi casez în pensiune să ajungă la noi, la recepționer. O să rezolv cu recepționerul nopțile neplătite, uitându-mă la rapoartele de una la casă, da? La rapoartele de curățenie, câte camere s-au făcut curățenie, și la lejerii. Câte lejerii s-au schimbat, s-au dus la spălat. Și mă pun una în stradă și văd în modul ăsta ce, câte camere efectiv s-au vândut. Da, da, dacă fac un discount acolo. La discount, de discount este mai greu. De asta poți să-i pun aceea regulă. Poți să-i dai discount de după ora cu care. Când mă vedeți că nu mai vine nimeni. Și nu mai pentru prima oară, ce mai degeam. Și atunci, într-adevăr, poți să merg pe ideea că ok, și dacă ai dat discount, și dacă nu ai dat discount și îți trece în casă la discount, atunci e pierderea. Trebuie să vrei să facă în așa fel încât aceste sisteme să existe, ca să nu încurajeze ideea de fraudă. Și odată ce a început să facă fraude, o să continui. Păi trebuie să-i dau prima posibilitate de a face fraude. Un alt exemplu de posibilitate de fraude este cel cu bară. La bar, barul ce poate să facă? Face că nu dă. Nu se pună, nu se pună. Spune mai multe și ceea ce se face cel mai frecvent este să se vândă băutura lui. Da, da, da. Și atunci, whisky-ul îl ține sucurile sau la finalul, când s-a terminat schimb, o schimb. Și poate sună și pune sticlul lui. Da? Și toți banii pe care i-a încasat din vânzarea acelei sticle sunt personale. Și aici există soluții. Identificarea sticlelor cu etichetare, cu ce, cu numărarea de sticle. Există. Le veți vedea în curs. El nu fac parte, în mod normal, din management financiar. El este tot particularitatea managementului financiar în turism. Apoi ca și managerii. Sunt niște chestiuni pe care trebuie să le săpați mai departe. Cum am spus, cursul este simplificat. Dacă vreți informații din acele domenii, parte din ele există, însă restul informațiile adătate trebuie să le colocați mai departe. Modalități de încasare și plată. Cum încasez banii de la mesă. Cum iau not, cum iau comanda. Dar o comandă am trei exemplare. Un exemplar în că e borderul sau că este care înțeleg de așa de comandă. Unul rămâne la cheie, unul se duce la bătrânie și unul la casă. Da. Gestiune de stoc. Cum fac ca provizionar? Când mă reaprovizionez? Este simplu. Apa are termen de valabilitate, probabil un număr de ani. Aș putea să cumpăr apă pentru următorii 3 ani, nu? Ar fi presupun mai ieftin de unitate. Dar are sens să vin la bani pentru 3 ani? Nu. Și cam. Există și situații în care nu am alegere. Nu pot să cumpăr pentru 3 ani. Pot să cumpăr carne pentru 3 ani? Nu. Nu. Există bunuri perisabile. Carne, legume și așa mai departe. Unde am o limită maximă în funcție de gradul meu de ocupare anterior, de ce sper să se întâmple în perioada imediată. Voi decide ce cantitate cumpăr. Da? Am un grup, e cum asta inclusă, fără asta inclusă, dar în funcție de asta, decid și bunurile perisabile pe care le cumpăr.
Normal, consumul înseamnă din nou chestiunea de metode financiare. Spuneam mai devreme, acum aproape o oră, că sunt două chestiuni pe care vreau să le subliniez. Una e la valoarea actualizată de plan, cea pe care v-am prezentat. Chiar de-a doua, se leagă de valoarea actualizată de plan. Și se cheamă la mea de rentabilitate. În funcție de această rată de actualizare, de aici, hai să scrie și formula valorii actualizate, o vezi că simplu. Este suma acestor valori actualizate. Pe măsură ce modific rata de actualizare, valoarea actualizată de actualizare, cum era, vreau să șterg 4 milioane cel de aici, valoarea variază, da? Modific rata de actualizare, se schimbă și valoarea acestei valori actualizate. Va exista un moment dat, o rată de actualizare, pentru care această valoare de actualizare este 0. Acea rată de actualizare se numește rată internă de rentabilitate. La ce folosește? Exemplu cu banca. Da? La bancă obțineam în fiecare an 10%. E un lucru ușor de văzut. Se sesizez cu ochiul invers 10% ușor de valoare. Cum calculez rentabilitatea unui proiect de genul ăsta? Minus 200, 0, 10, 20, minus 20, 300. Care e rentabilitatea? Din ochi nu mai dau, nu mai dau seama. Trebuie să fac niște calcule. Calculele astea se fac în această rată internă de rentabilitate, care îmi dă în procente o rentabilitate. Nu știu, 15%. O valoare. Dacă această rată de internă de rentabilitate este mai mare decât costul capitalului meu, atunci are sens să fac această investiție. Dacă valoarea actualizată netă este mai mare de 0, are sens să fac această investiție. Cele două, în general, au aceeași indicație. Pentru că, când rata internă de rentabilitate este mai mare decât costul capitalului și valoarea actualizată netă este pozitivă. Ultimul factor și cel care cere, cum spuneam, cea mai multă concentrare, este cel de proiecții financiare împreună cu cel de finanțare a activității. Veți vedea acest capitol detaliat în curs. Există în acest curs trei teste. Două intermediare în final, sunt seminare, au până în 25 de întrebări. Întrebările sunt simple, sunt cu răspunsuri multiple parte, un singur răspuns corect. Răspunsurile sunt imediat identificabile în curs, deci vă puteți duce înapoi în curs și să găsiți răspunsul. Nu e nimic care să ceară neapărat gândire sau neapărare. Dacă sunt întrebări referitoare la calculele sunt simple, sunt foarte complicate, mă interesează aici să înțelegeți lucrurile, să le faceți exerciții, dacă vă folosesc acele exerciții, să mă întrebați sau să ne întrebați și pe mine și pe care vă doresc, dacă prin form, dacă aveți anumite lucruri. Avem două metode de interacționa, una prin forum, da, cu care toți pot schimba de mesaje, sau în stare direct, prin aceeași platformă. Mai există o lucrare finală, una simplă, pe care o alegeți în funcție de ce preferați, dintr-una dintre cele 5 materii. Una a fost alta, asta este cursul de management financiar din mai. Vă urmăresc succes, ne vedem în ghilimele online pentru următoarele luni până la finalul acestui an. Dar cei care vor să meargă în Spania, tot este să se pregătească. Și cu 4G la costuri și cu urcarea finală. Iulie, mă. Păi și care sunt condițiile? Uite că dacă tot iulie, nu? Nu știu, să vă spun că să vă spun că să vă Sunt 100 de locuri și cred că se poate.
500 și ceva de deci e șansa cu un lincit, da, tot țara.